Mai toate familiile mari ale Moldovei au plătit bani grei pentru a-și face arbori genealogici. A avea un arbore genealogic era o dovadă de nobilitate, de bună creștere, de evgenie, cum se numea, pe grecește, această origine nobilă. Nu toți au pornit de la un fapt istoric real, dar toți măcar au tins să facă același lucru pe care l-a făcut familia Sturza în felul acesta. Mihai Vodă Sturza a plătit o sumă enormă și celor care au aranjat piesele genealogice, piesele istorice, în așa fel încât să închege o genealogie, și de senatorilor care s-au străduit aproape un an încheiat să deseneze tot ceea ce vă încântă și dumneavoastră privirea astăzi. Din vremea regulamentului organic, avea, după spusele lui Radu Rosetti, două mari preocupări: intrigile politice și plăcerile. Mult vorbitul sau de corupțiunea societății boierești de altădată. Însă fie neîngăduit să credem că nimic nu diferenția starea moral-politică a nobilității autohtone de așezarea morală a altor categorii de sânge albastru din Europa. Față de aristocrația banului, aristocrația de spadă, ale cărei obsesii genealogice se recunosc și astăzi prin grija conservării fiecărei dovezi de vechime familială, avea o altă creștere și un mod mult mai relaxat de a privi necazurile firești ale vieții. La noi, spune Radu Rosetti, s-au întâmplat aceleași scandaluri ca aiurea, cu singura deosebire că aici au fost mai răsunătoare decât aiurea, fiindcă, din cauza educației noastre mai primitive, mai rudimentare, se ascundeau mai puțin. În două cuvinte, fiindcă era mai puțină ipocrizie. Revenim în secolul trecut, pentru a surprinde moravurile politice ale celor ce erau crescuți în sentimentul puterii și al respectului autorității, pentru a găsi printre anecdote și portrete vii semnele modernității, redând astfel trecutului doza de firesc care să ni-l apropie. Mihai Sturza era fiul marelui logofăt Grigoraș Sturza și al mărioarei Calimah, fată de domn. Pregătit ca nimeni altul în generația sa de către abatele Lome, căruia peste ani ca prinț de această dată i-a încredințat spre învățătură beizadelele Grigorie și Dimitrie, însoțite de adolescentul Mihail Cogălnicianu, poliglot, știa vreo 9 limbi, extrem de inteligent, umblat prin tot apusul, prin toate capitalele mari ale continentului, este fără discuție bărbatul de stat cel mai capabil ce l-a produs Moldova de două veacuri încoace. Științele administrative l-au pasionat pe Mihai Sturza din fragedă tinerețe. În acest spirit, al unei eventuale ridicări la domnie, a fost crescut și nu i-a rușinat pe părinți. Memoria istorică, puternic afectată de idiosincraziile pașoptiștilor moldoveni, inamici declarați ai regimului și ai domnului însuși, a păstrat imaginea nenorocită a unui om lacom după bani, rost de ambiții și ahtiat după putere. Poate că, într-o oarecare măsură, așa a și fost. Dar în vremea lui, totuși, s-a întâmplat ca pentru singura dată în istoria noastră bugetul de stat să se soldeze necontenit cu excedente, acoperind datoriile externe și însănătoșind economia țării. Cât despre relațiile cu Rusia și cu Turcia, Mihai Sturza era un bărbat politic de o destoinicie egalând talentele sale financiare și administrative. De altfel, îi trebuia o minte deosebit de ageră și de fină, un tact și o prudență cu totul deosebite pentru a se putea descurca printre nenumăratele obstacole pricinuite de situația rău definită a țării între curtea suzerană și cea protectoare. Vom vorbi și despre cei ce au stat în preajmă, servil sau cu fruntea ridicată, și pe care timpul nu i-a iertat, afundându-i într-o uitare nedreaptă.
fizionomiile lor ne oferă în linii mari inventarul moravurilor politice ale vremii. Revenim la tabloul lui Stavski, Iași la 1842. Oricine își poate da seama, după culoarea acoperișurilor, că majoritatea clădirilor mari, monumentale, dintr-un oraș atât de important, este reprezentată de clădirile civile, în speță de casele boierești. Majoritatea caselor construite la început de secolul XIX sunt în stil neoclasic și au un portic la intrare sprijinit de două sau mai multe coloane, surmontat de arhitravă, uneori și cu frize, pentru a decora întreaga locuință. Mulțimea coșurilor arată de fapt și câte camere sunt. Majoritatea caselor au cel puțin 10, ordonate pe două etaje și, în mod necesar, o cameră foarte mare, sala de bal. Mă vedeți în fața dumneavoastră, sunt pe destru acum. Merg pe jos. A merge pe jos la jumătate de secol XIX e o rușine. În Iași, niciun boier nu merge pe jos. Toți merg cu trăsura. Mersul pe jos este rezervat numai negustorilor de calitate joasă, numai cerșetorilor, țăranilor care vin în oraș. De asta nimeni nu s-a îngrijit nici măcar de străzi. Să arate cumva mai bine. Ori pentru a ajunge cu o caleașcă prin oraș, pentru a putea merge de la o casă la alta, de la un loc la altul, trebuie să construiești întotdeauna o boltă la intrarea în casă, ca să ai unde să tragi caleașca, unde să cobori din caleașcă, fără să calci în nămol și fără să te plouă sau să te ningă. Așa ne aflăm aici, sub un asemenea acoperământ. Este una dintre cele mai frumoase bolți din Iași și foarte înaltă. În funcție de mărimea, de înălțimea unei bolți, se putea ușor observa și ce fel de cin are boierul, dacă este mai înalt, dacă are mai mulți bani sau, dimpotrivă, dacă e mai sărac. Casele construite cu multă economie au bolțile foarte joase, ca pentru niște trăsuri mai puțin importante. Averi considerabile. Nici nu-ți poți închipui de altfel un boier care să nu fie ridicat în orașul capital al Principatului o casă. Case foarte mari, multe dintre ele monumentale. Și, pentru a le avea, au cumpărat, dacă vreți, oameni din Austria, arhitecți a căror creștere estetică fusese făcută în cel mai bun spirit neoclasic. Suntem, în momentul de față, într-una dintre aceste case. O clădire mare, care domină centrul orașului și care se numește, și pentru majoritatea ieșinilor poartă acum în continuare acest nume, Palatul Rosie de Rosnovan. Priviți scara monumentală. Este, din păcate, un rar exemplu de monumentalistică neoclasică. Cu toate îmbunătățirile, cu toate preschimbările de la sfârșit de secol XIX, păstrează în continuare aproape aceeași formă, aproape aceeași decorație de acum 130-150 de ani. Un călător străin de pe la 1840 număra casele monumentale din Iași și constata că numărul lor depășește numărul bisericilor. Iordache Rosetti Rosnovan, cel căruia a aparținut pentru prima oară această casă, a fost un bărbat considerat în anii 20 ai secolului trecut ca fiind printre cei mai capabili din întreaga Moldova. Este un francez, un colonel Langeron, care l-a numit în felul acesta, cel mai capabil bărbat din întreaga Moldova.
că între cei doi, de fapt, era un alt fel de relație decât una simplu prietenească, e o chestiune care nu ne interesează acum. Iordache însă a avut întotdeauna, și mai ales din cauza averii sale, pretenții la domnie. Și a fost interesat de domnie și în vremea lui Scarlatul de Calimach, și în vremea războiului de la 1806-1812, și în vremea lui Ioniță Sandu Sturza, pe care l-a urât și pe care l-a vorbit de rău ori de câte ori a putut, și în timpul războiului care a urmat domniei lui Ioniță Sandu Sturza, și în vremea regulamentului organic, și a vrut să ia și tronul lui Mihai Vodă Sturza, și mai bine mă opresc aici. Iordache Roseti Roznovanu a fost un om cu un temperament extrem de aprins. De altfel, se și povestește că aceste trepte au văzut statura lui, au simțit statura lui târâtă de barbă de unul dintre reprezentanții administrației de ocupație rusești, în Principate, pe la 1828-29. Târât de barbă pentru că intrase în conflict cu rusul. El, considerându-se un reprezentant, el însuși considerându-se un reprezentant al Rusiei și nesuportând contraziceri din partea unui oarecare rusnac în uniformă, cum ne spunea. Temperament aprins care l-a dus la bătăi și care nu l-a oferit de vânătăi cauzate chiar de congenerii săi boieri cu tot atât de multă evghenie. Fiul lui Iordache Roseti Roznovanu, Nicolae Roseti Roznovanu, a moștenit vițiile tatălui său, cum spune Radu Roseti. Om bogat, om foarte bogat, că doar în casa lui ne aflăm. A fost căsătorit cu o femeie care, deși provenea din familia Roseti, cunoscuse trei soți până la el. De fapt, nu, el este al treilea soț. Primii doi erau din familia Sturza, iar al treilea s-a întâmplat să fie el însuși. Ca a fost vorba de sturzești, de ei, Marghioala, soția lui Nicolae Roseti Roznovanu, s-a despărțit fără nicio problemă. La urma urmei, situația ei familială nu depindea decât de dotă. Însă între ea și Nicolae Roseti Roznovanu s-a înfilipat un fel de poveste de dragoste, dar care s-a terminat repede, mai ales că divorțul nu era permis decât de două ori, s-a terminat repede în momentul în care Nicolae Roseti Roznovanu a început să umble și pe la case străine. Și de aici s-a tras lui Nicolae Roseti Roznovanu. El este subiectul unei pățanii pe care tot Radu Roseti o consemnează în amintirile sale. Și ce anume, în 1824-25, bătând la uși care nu erau de la casa lui, a fost prins asupra faptului de unul dintre boierii cu care mai târziu a urmat să se înfrunte pentru tronul Moldovei, pe la 1831-32. Și prins într-o poziție interesantă, cum a spune Caragiale. Ei bine, surprins asupra faptului, luat în pumn de slujitorii casei unde intrase, la invitația stăpânei, a fost scos afară, în piața publică, și bătut ablatis pantalonibus, cu pantaloni în vine. E vorba lui Topârceanu. Și atunci s-a tras lui Nicolae Roseti Roznovanu. N-a rămas un om cu minte. La 1866, făcând parte din grupul antiunionist, a scos lumea în stradă, chiar în fața casei sale, sperând că în felul acesta cineva îi va da tronul Moldovei. El considera că Alexandru Iancuza îi uzurpase un drept. Revoluția, cum o numea el, de la 1866 s-a sfârșit tragic. Pretențiile lui însă au rămas vii până la moarte. Fie iarnă, la ceas de timp liber și întotdeauna când se putea, prin grația gazdelor, boierii plecau dintr-un Iași aglomerat în vilegiatură. Fie încoace către malul Prutului, la Hermeziu, unde doamnele puteau să facă băi, așa cum a făcut de altfel și a doua soție a lui Mihai Vodă Sturza, Smaranda Vogoride, în speranța că va avea un copil și a avut doi până la urmă, fie încolo către Strunga, către Târgu Frumos, sau dincolo de actualele limite ale județului Iași, la munte.
Băile erau prilejul pentru boieri să se revadă altundeva decât în saloanele orașului Iași, iar pentru doamne să împărtășească ultimile noutăți din lumea mondenă. Foarte multe averi au fost pierdute la întâlnirile acestea, pentru că nu se juca neapărat, nu se jucau cărți numai de plăcere, ci întotdeauna se jucau pe sume foarte mari, stos sau macao, sau jocuri pe care le puteau importa de prin Germania și Rusia. S-au pierdut averi mari, spun. O întreagă moșie a boierilor Rosetti Rosnovanu s-a dus astfel într-o singură noapte anului 1847, într-o vară, la Strunga. Multe căsătorii s-au și destrămat astfel, pentru că băile erau prilejul de întâlnire pentru amanți și nu întotdeauna soții îndurmărați au putut să suporte, sau soțiile care erau păcălite au putut să suporte situația atât de penibilă în care unul sau celălalt dintr-un cuplu își regăseau altundeva decât în Iași iubitul. Moldovanii drepți, veche familie boierească, scrie paharnicul Constantin Sion în a sa Arhondologie a Moldovei despre neamul celebru al bălșeștilor. Mai toți reprezentanții familiei Balș, care au jucat un rol cât de cât semnificativ în istoria politică a Moldovei regulamentare, îl numără pe marele logofot Lupu Balș printre înaintașii direcți. Patriarh al neamului, s-a legat prin căsătoria cu Safta Cantacuzino Pașcanu la 1740 de altă mare familie a țării, cel puțin la fel de influentă, dobândind o avere considerabilă pe care a căutat să o împartă apoi echitabil celor 10 copii ai săi. Primul născut, Iordache, s-a însoțit cu Maria, fata lui Constantin Vodă Mavrocordat, detaliu grăitor pentru natura pretențiilor politice ale familiei sale. Impunătoare trebuie să fi fost statura lui Teodor Balș, care ca decan de vârstă al boierilor Moldovei și care cunoaștere tardivă ce-i drept a meritelor politice a căpătat de la Mihai Vodă Sturza titlul unic de Baș Boier. Toderașcu Balș a fost nepot al preaputernicului logofăt Lupu Balș, hatman al oștirii pământene încă din vremea lui Ioniță Sandu Sturza de pe la 1825, apoi de la 1835 general inspector al miliției. Alături de alți boieri de frunte ai Moldovei, partizani înfocați ai regulamentului și clienți politici ai noului principe, se numără și el între autorii serbărilor de consacrare a puterii instalate la 1834, când se va fi născut pentru prima dată între români cultul personalității. Între oamenii de încredere ai lui Mihai Sturza figura și un al doilea Lupu Balș, fiul vornicului Teodor și nepotul lui Lupu, boierul prolific de la finele secolului XVIII. Membru marcant al camarilei din preajma lui Mihai Sturza, alături de Nicolae Canta, frații Asachi, Gheorghe și Petrache, dobândise nume de prim intrigant al Moldovei. Corupt și lacom, i-a uimit până și peruși cu setea lui de putere. Mână-n-mână cu Lupu Balș, Nicolae Canta făcea figură de om tarat, nesățios și corupt până în măduva oaselor, perfid și ingrat, cu o carieră clădită pe delapidări. Un consul rus, fascinat de rapacitatea acestui ins care servise fără scrupul pe toți candidații la domnia Moldovei, în speranța că va primi un loc bun la ospătul victoriei, se întreba retoric: comportarea actuală a domnului Canta nu este oare de natură să ne ofere trista concluzie că oamenii nu se schimbă decât extrem de rar? Bonom și iubitor al propriilor tabieturi, marele vornic Gheorghe Ghica și-a ascuns politica sub aerul unei perfecte inocențe. A acționat mereu în întuneric și în așa fel încât să se poată în orice caz retrage din joc fără să se compromită. Foarte cinstit, a cules de pe urma principialității sale doar necazuri care de care mai mari. Spre deosebire de ruda sa apropiată, marele vistier Dimitrie Ghica era ca un monah din deșerturile Sinaiului. Ultimul își purta prin Iași patima după dragoste, stârnind curiozitatea politicoasă și înțelegătoare a consulilor, dar și hazul femeilor. Leneș, dar darnic. Cu banii împrumutați nu făcea decât politica puterii, fericindu-se cu averea soției prăpădită la masa de joc sau în amorurile vârstei întârziate.
Portretul logofătului Ghica este grăitor pentru ceea ce purtau părinții bonjuriștilor. Ișlicul de zagora, din piele de miel, apoi decorațiile aninate în jurul gâtului, el poartă aici decorațiile Sfântului Imperiu Țarist, iar în piept ceea ce îi putea da fie sultanul, fie împăratul Austriei. Însă, un asemenea costum, deși rar la vremea Revoluției de la 1848, era întotdeauna ambalat altfel decât ne-l arată astăzi tabloul lui Vaditi. Și un exemplu este modul în care se purta prin oraș Costache Conachi, poetul și boierul. Iar ca boier a fost unul dintre cei mai zgârciți oameni ai epocii sale. Zgârcit până într-atât încât toți cei care s-au plimbat cu echipajul său, cu trăsura sa, au remarcat că cei 8 cai, în loc să fie armăsari, sunt mărțoage, că nicio piele nu este întreagă pe banchetele vizitiului sau ale oaspeților și că, la urma urmei, și casa se prăbușește din cauza economiei zgârcite pe care o făcea Costache Conachi. Umbla prin Iași cu giubeaua, cu ișlicul, cu șalvarii cei mari, ceacșiri, cu niște pantofi de saftian roșu în picioare, care aduceau mai mult a papuci, și, dacă se putea, își dădea jos ișlicul pentru a-și pune o pălărie, un fes foarte lung, așa cum purtau înainte, cum erau înainte scufiile de noapte ale bunicilor noștri. Așa îmbrăcat era hazul întregului oraș, iar când și-a pus pantalonii și și-a păstrat giubeaua, a ajuns și de hazul copiilor. Cine îl mai sprijină pe domn? În niciun caz Costache Conachi, poetul de circumstanță al saloanelor din deceniul 3 al veacului trecut. Mihai Sturza n-a avut numai susținători. La 1835 se numărau printre amicii lui boieri care mai târziu, în decurs de un an sau chiar numai 6 luni, i-au devenit dușmani aprinși, aruncând pârile asupra activității politice sau asupra intențiilor economice ale domnului, fie la poartă, fie la Sankt Petersburg. Pentru a liniști pe oameni precum Nicolae Canta, ruda apropiată a mitropolitului de atunci, celebrul Veniamin Costache, sau până Alexandru Mavrocordat, care era filofrancez, sau cel puțin așa o arăta, spre groaza consulului rus și spre neliniștea celui austriac, pentru a liniști pe Lupu Balș, care, datorită averii sale, putea să stăpânească foarte ușor întreaga adunare obștească, cointeresându-și clienții politici și obligându-i la gesturi de supunere, Sturza n-a ezitat niciodată să le dea pilde. Unele dintre ele, altfel decât s-ar fi cuvenit în Moldova unei modernități incipiente. Suntem la Mănăstirea Frumoasă, în spatele meu, celebra poartă din spate a îngrăditurii acestei mănăstiri, ridicată în forma în care o vedem astăzi, la jumătatea secolului al XVII-lea, sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea. Este poarta spânzuraților. Prin această poartă se ieșea, după slujba la mănăstire, către câmpul de execuție al orașului, acolo unde erau pedepsiți toți cei care fie avuseseră de-a face cu legea, fie îndrăziseră să și dice mâna asupra Domnului. La jumătatea secolului XIX nu mai insista că în Moldova, iar pedepsa cu moartea era practic necunoscută. Ea fusese ținea cumva de memoria îndepărtată a ultimilor fanarioți, deși mulți fuseseră uciși, fie în timpul ridicării zaverei grecești, ridicării grecilor, sub Ipsilanti, la 1821-22, fie în vremea războiului din 28-29, dintre ruși și turci. Dar pe la 42-43, nevoia de a da pilde și celor care s-ar putea ridica prin răzvrătire împotriva Domnului pe motive politice, dar și criminalilor din acea vreme, l-a silit pe Domn, prin mâna armașului, să aleagă un călău. Și astfel s-a ajuns la ultimul călău al Moldovei, Gavril Buzatu, un țigan fioros la chip, cum îmi descrie un contemporan al său, care a acceptat să devină călău și să execute în felul acesta pe câțiva dintre foștii săi parteneri de ochnă, numai pentru a scăpa el însuși de pedeapsa capitală.
în urma oamenilor lui Vodă, au mai rămas astăzi, în afara mormintelor, doar bisericile epitropiate de ei și casele ridicate în cele mai pitorești unghiere ale Iașilor. Istoria nu a fost prea darnică, însă le-a creat o posteritate de anecdotă care se cuvine gustată cu un zâmbet discret strecurat în colțul buzelor.